Bună ziua, numele meu este Vlad de la echipa tutoriale video.info și astăzi o să fac un tutorial despre cum putem transmite fișierele cu dimensiuni foarte mari printr-un program asemănător cu FTP-ul. Acest program se numește SSFT, iar pentru a, pentru a se realiza transferul, conexiunea este făcută prin TCP IP și această conexiune este făcută prin TCP IT deoarece veți beneficia de toată lățimea de bandă a providerului vostru și nu, veți, nu se va transfera foarte, foarte greu. Se va transfera foarte, foarte rapid. Dar, țin să menționez că la acest soft pe care o să vi-l prezint astăzi, dacă cumva vă pică internetul sau din greșeală ați închis softul, atunci când vreți să reluați descărcarea sau transmiterea fișierului, softul va începe de acolo de unde a rămas. De exemplu, noi am închis softul sau ne-a picat conexiunea la 50%, el va începe tot de la 50%. E foarte util și chiar mi s-a părut extrem de eficient acest soft. Bun, de, ace de aceea vă invit să urmărim acest tutorial pentru a înțelege cum putem transmite fișierul. Și deschidem un browser, scriem ssft, adică simple socket file transfer, dăm pe primul rezultat, unde ne va arunca pe pagina de descărcare a softului. Acum, noi dacă dăm scroll în jos, putem observa că avem download simple socket file transfer an build Acestea, această opțiune doar pentru Windows 98 sau Mi și download simple socket file transfer unicode build pentru Windows 2000, HP și chiar mai departe Vista 7, 8 și așa mai departe dacă voi aveți Windows 98 sau Mi dați pe primul rezultat eu pentru că am 7 voi da pe al doilea bun, dați click sal salvați arhiva pe desktop sau puteți executa imediat eu o, să o salvez. Bun, închid br închidem și noi browserul. Acum dați să uh, extract files uh, cu 7-zip sau WinRAR. Eu folosesc WinRAR, deci vei folosi extract afila și aceasta este, acesta este softul nostru. So Simpl simple, socket file transfer. Bun, dăm și noi în el și putem observa că interfața grafică nu este deloc complicată acum noi cum putem transmite? păi, în primul și în primul rând pentru a transmite fișiere vă duceți la active connect puneți IP-ul persoanei și portul 5000 vedeți? acum pentru a ca, ca să știți ce IP are persoana sau perso ca persoana să vă spună ce IP are ea trebuie să se ducă pe stați să vă arăt unde pe uh, și ea se va duce pe această pagină undeva sus undeva le va arăta IP-ul ea copiază acel IP și îl pastează, îl pu vi l spunem de asta și voi îl puneți aici. După care puneți portul 5000 și pentru a trimite veți să bifa căsuța Sentis File to Specific Host. După care dați browse și alegeți fișierul care vreți să-l trimiteți persoanei. Acum, ca persoana să primească acel fișier pe care voi vreți să-l să îl să trimiteți. Ea trebuie să, la, să completeze la pasiv listen. Va trebui să pună portul 5000 ca la voi și să bifeze wait for incoming file, după care să apese enable. Și după ce voi a spus postul, voi a spus IP-ul și trimiteți ați selectat fișorul pe care vreți să îl trimiteți, dați connect, iar acei persoane îi va apărea tot așa o imagine, un pop-up cam așa, unde îi va cer să salveze ceea ce va descărca. Cam asta ar fi, nu e nimic complicat, deci puneți IP-ul persoanei respective aici, puneți portul 5000, bifați în this file to specific host, selectați fila, persoana trebuie să dea la listen port, să pună același port pe care l a spus voi, nu e obligatoriu să, pune 5, să puneți 5.000, puteți să 6.000, 7.000, dar indicat ar fi să puneți 5.000, persoana pune și ea 5.000, bifează pife wait for incoming file și dă enable, după care voi după ce a dat enable dați connect și v-am spus, persoana aceea îi va apărea acest pop-up și îi va salva uh, fișierul unde vrea ea. Bun, cam acesta ar fi tutorialul de astăzi, sper că v-am ajutat. Dacă mai, aveți, mai vreți să fac tutoriale pe tema FTP, vă rog să-mi spuneți în rubrica de comentarii acestui tutorial. Vă mulțumesc pentru vizionare, la revedere!